Bună seara! Invitatul acestei noi ediții a emisiunii Rețete Culturale este doamna Simona Preda. Ea este istoric și critic literar, cu o experiență de foarte mulți ani în publicistica de specialitate și în publicistica culturală. Este licențiată a Facultății de Filozofie și a Facultății de Istorie și este absolventă a Masterului de Istoria Ideilor și Mentalităților și este doctor în istorie. Are mai multe volume de autor despre care vom vorbi în această seară și este pasionată de istoria mentalităților, literatură și pictură. Bună seara, Simona, și bine ai venit în emisiunea noastră! Bună seara și bine v-am găsit! Îți mulțumesc din suflet pentru invitație. Vă salut pe toți! Trebuie să mărturisesc că până nu am citit CV-ul tău, care este foarte impresionant, eu nu am știut că există un master de istoria ideii și mentalităților. Ce face un master de istoria mentalităților în România? Masterul de istoria ideilor și mentalităților a fost conceput acum, în urmă cu, dacă nu mă înșel, 15 ani, în cadrul Facultății de Istorie și coordonatorul acestui master a fost profesorul Lucian Boia. Da, istoria ideilor și mentalităților sintetiza până la urmă tot ceea ce transgresa epocile culturale, tot mentalul colectiv și tot ceea ce însemna până la urmă ideile de bază care fondau la un anumit moment, la un anumit timp, modelele și reperele în funcție de care se trasau ideile culturale ale momentului. A fost o chestie fabuloasă pentru că ideea de mentalități și ideea de imaginar, pentru că masterul, așa cum am spus, era condus de Lucian Boia, profesorul care a și inițiat Centrul de Studii a Istoriei Imaginarului în România, a fost o idee de pionierat în România atunci. Nu se știa despre studiul imaginarului la momentul respectiv. Este o idee venită pe filieră franceză. Dacă ar fi acum să definești imaginarul colectiv românesc, având în vedere ce ai învățat la master, dar și experiența ta care a trecut din momentul în care ai făcut masterul, cum ai defini în momentul de față imaginarul nostru colectiv? Care sunt parametrii lui? Imaginarul nostru colectiv în momentul de față este o chestiune eterogenă. E greu să generalizezi și e greu să vorbești la un nivel omogen despre ceea ce se întâmplă acum în societatea românească și în perioada asta de tranziție îndelungată care nu se mai termină în ultimii 30 de ani. E adevărat că există acele deschideri spre Occident, e adevărat că suntem acum un stat democrație, e adevărat că există libertatea de a circula, de a gândi, de a scrie, de a prelua mode și modele din Occident și de a le reinterpreta în funcție de realitățile autohtone de aici, însă imaginarul, așa cum am spus, este greu de definit printr-un cuvânt sau printr-o sintagmă. Pur și simplu, avem gândiri, avem modele, avem repere, avem idei, este în România, este în continuare o lume a ideilor. O lume a ideilor a fost întotdeauna, nu neapărat în ultimii ani și în timpul comunismului, am avut intelectuali de prestigiu. E adevărat că în anii 70, Matei Călinescu vorbește la un moment dat în cartea sa de dialoguri cu Ionuț Vianu despre dezintelectualizarea României, pentru că foarte mulți pleacă în Occident și vorbește despre Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Matei Călinescu, Ion Vianu, iată, foarte mulți, Vladimir Tismăneanu, foarte mulți care pleacă, care scriu în afară, care gândesc, dar o fac în și pentru interesul României și s-au dovedit a fi buni români care au dat prestigiu acestei țări prin ceea ce au făcut. Dar, repet, este greu de pus un clișeu și de generalizat despre cum este acum imaginarul autohton. Nici măcar nu încerc să generalizez, pentru că știu că generalizarea este un mecanism de distorsiune, practic. Vroiam să te întreb care este părerea ta personală ca specialist, pentru că, de exemplu, când ai spus de dezintelectualizare, eu m-aș fi gândit că mai mult închisorile comuniste au distrus intelectualitatea românească decât exil, din punct de vedere statistic.
Spune-mi atunci care este părerea ta ca specialist, având în vedere procesul de dezintelectualizare, dacă am reușit să ne intelectualizăm la loc în acești 30 de ani. Am să pornesc de la ce ai spus tu, în închisorile comuniste, într-adevăr, acolo au fost oameni care, cu prețul unor sacrificii, până la urmă greu de imaginat, au scris și au gândit așa cum au putut în condițiile în care le-a fost posibil. Dar, în același timp, cum spuneam, au fost și acea pleiadă de intelectuali care au plecat și au făcut foarte mult bine României, dizidența din România. În schimb, mai departe, în timpul democrației, e adevărat că cei care s-au exprimat în timpul comunismului, și mă refer la intelectuali de prestigiu care au scris, au făcut acte de dizidență, există manuscrise care au circulat în Samizdatul, există glumele epocii pe care le știm cu toții, există ideea de dublu limbaj, ideea aceea în care una spuneai și una gândeai, pentru că până la urmă e forma aceea de compromis pe care o știm cu toții vis-a-vis de tezele regimului și de ceea ce s-a întâmplat atunci. Oamenii deja nu mai credeau în propagandă, oamenii deja nu mai credeau în forța regimului, în viabilitatea sa. Exista acea speranță că lucrurile se vor schimba, că într-un fel sau altul comunismul se va termina și aici. Pe de parte, alții au crezut, blazându-se, că lucrurile acestea, mai ales începând cu anii 80, în care penuria generală a acaparat România, nu se vor schimba niciodată. Însă, oameni de prestigiu, oameni care au gândit, oameni care au scris, oameni care au crezut cu tărie în ideile lor, au existat și în timpul comunismului. În perioada democrației este evident că lucrurile s-au schimbat, există libertate, dar așa cum vorbim despre libertate, lucrurile sunt foarte clare, poți să te exprimi, poți să ieși, există o societate civilă, există voci publice. Acum, de câțiva ani încoace, există media în care există lumea aceasta virtuală în care fiecare se poate exprima asumându-și în același timp ceea ce spune. Libertatea conferă tuturor dreptul de a spune ce au de spus. Ori cred că acesta este marele câștig care, până la urmă, conferă dreptul de a ieși la rampa fiecăruia dintre noi ca om. Comunismul încerca să ne uniformizeze, să fim milioane de mici eu într-un singur noi, cum ar fi vrut propaganda totalitară să ne înregimenteze. Da, mie mi se pare că paradoxal, deși deschiderea este reală și nu o neagă nimeni, mi se pare că paradoxal toată această deschidere nu a dus spre o creștere a calității intelectuale, ci dimpotrivă a dat acces la o largă vizibilitate a unui fel de vulgaritate generalizată, oameni care mai mult vorbesc decât citesc sau și mai rău, mai mult scriu decât citesc, au acum o vizibilitate foarte mare și atunci cumva suntem martorii unui altfel de tip de distorsiune a valorilor. Pentru că dacă în perioada comunistă impostura intelectualității comuniste se menținea datorită dictaturii, acum, în condițiile unei libertăți de exprimare, nu mai putem vorbi despre cenzură. Putem vorbi despre absența ei totală, aproape, și vorbesc de cenzura interioară a fiecăruia dintre noi, nu de o cenzură externă a statului. Și atunci mă întreb, există o cale de mijloc? Există posibilitatea ca să există atitudine coerentă prin care să poți să te opui asaltului non-valorii, asaltului vulgarității, asaltului aproape. E atât de polimorf ceea ce trăim la ora actuală, din punct de vedere cultural, încât îmi este aproape greu să-l definesc. Tu atingi o problemă într-adevăr foarte sensibilă, aceea diletantismului care pătrunde prin, iată, această mare lume virtuală și nu numai, și în presă, și în presa scrisă, și în media în general. E adevărat, în primul rând, dacă există o grilă prin care cineva, oricine, poate decripta valoarea de non-valoare, de diletantism, aceea ține în primul rând de educație și probabil de bun simț. Pentru că
revenim la un cerc închis, pentru că vom vorbi despre problema educației. Educație care devine din ce în ce mai precară. Sunt oameni care mai mult scriu decât citesc, e adevărat. Există oameni care țin cont mai degrabă de notorietatea unora decât de valoarea lor intrinsecă și îi iau ca repere, ca modele. Iar și raportarea la modele. Modelele sunt în continuare vechile modele cu care am rămas din anii 90. Asta nu e rău pe de-o parte, însă este foarte greu de format modele noi, pentru că, iată, cum spuneai, este o explozie de notorietate, este o explozie de modele, de repere, de pseudovalori, în care cineva, și dăm exemplu unui tânăr, este foarte greu să discearnă. Și mai există ceva ce nou ca popor probabil ne lipsește în ultimul timp. Acel exercițiu al admirației. În momentul în care observăm pe cineva de valoare, cineva care scrie consistent, cineva cu niște studii serioase în spate, cineva care își asumă niște idei echilibrate și critice în spațiul public, suntem tentați în a critica, în a demonta și mai puțin în a admira. Ori exercițiul admirației ține de o formă de generozitate și de cultură și până la urmă revenim iarăși la educație. Pentru că, așa cum știm, educația este într-o curbă descendentă, într-o pantă mai degrabă în România, pentru că ne lipsesc foarte mulți dascăli de valoare, pentru că foarte mulți au plecat, s-au reprofilat, pentru că sunt din ce în ce mai mulți copii într-o clasă, mai mulți tineri, pentru că manualele sunt așa cum sunt și curricula nu întotdeauna, și știm foarte bine, nu există curriculă inocentă, nu sumează ceea ce ar trebui să sumeze dintre conținuturile unei lecții. Și pot vorbi despre curricula unei cărți de istorie sau unei cărți de limba română, pentru că sunt copii care termină clasa a 6 sau a 7 și nu știu despre clasici. În schimb, știu foarte multe lucruri despre fel de fel de pseudoscriitori care apar în momentul respectiv. Sunt lucruri care, însumate, dau măsura unei lipse a grilei despre care vorbeam, măsura lipsei grilei în sine. E greu să discer și aici ține de educație, de cultură și, cum spuneam, de bunul simț până la urmă. Ceea ce descrii tu este o spirală descendentă în jos, din păcate. Nu crezi că face parte dintr-un fenomen global? Nu aș putea să mă pronunț, pentru că știu realitățile, cunosc ce se întâmplă în România, însă nu știu exact ce se întâmplă în universitățile europene, în universitățile din Statele Unite. Aici poate ai fi tu mai în măsură să ne povestești dacă situația și educația sunt într-adevăr într-o spirală descendentă, așa cum spuneai. Însă în România se promovează foarte mult non-valori. Tinerii sunt tentați să asculte mai degrabă în momentul respectiv de fel de fel de modele ale generației lor, care sunt pur și simplu pseudo-valori. Sunt vloggeri, este această modă a internetului, a YouTube-ului, în care cineva vine și propune pur și simplu pentru că are auditoriu, pentru că are oameni care îl ascultă, fel de fel de aberații și lucrurile acestea sunt luate prin mimetism de bune. Or, situația nu este entuziasmantă la nivelul tinerilor. E adevărat, nu toți. Sunt copii și tineri în continuare care citesc, sunt copii excepționali în facultățile din România, sunt și bănuiesc în toate universitățile din țară, sunt vârfuri și elite care întotdeauna au avut proiecții vis-a-vis de viitorul lor. Să sperăm totuși că situația se va îndrepta. Poate ne spui tu mai multe despre ce se întâmplă în Statele Unite, pentru că, uite, în România, de adevăr, situația în momentul de față nu este foarte încântătoare în domeniul educației și al modelelor. Nu, eu personal nu cred că este vorba numai despre Statele Unite. Am citit odată acum 10 ani sau poate mai mult, poate chiar 15 ani, o analiză în care se spunea că evoluția modului în care comunicăm, evoluția modului în care circulă informația în această lume, este că mergem spre un val care va fi informație cât mai rapidă, cu conținut cât mai scăzut. Deci planeta va deveni
populată de niște oameni care vor merge și vor ține telefonul la ureche și vor spune: acum merg, acum mănânc, acum respir, dar conținutul de profunzime și simbolurile și tot ceea ce duce spre o viață intelectuală de tip superior. Și să fim bineînțeleși, eu nu sunt avocatul unei vieți intelectuale de tip superior de dragul ideii de elitism, dar cu cât ai o viață intelectuală mai profundă, poți să analizezi mai bine realitatea și ceea ce ți se întâmplă, pentru că ai mai multe laturi pe care le poți analiza. Deci, ca să revin, că întreaga omenire în momentul de față merge spre o viteză foarte mare de circulație a informației, cu un conținut foarte puțin de substanța acelei informații. Asta... E adevărat. Tu ai perfectă dreptate. Până la urmă trăim într-o societate consumeristă. Suntem bombardați cu informații din toate părțile. Este suficient să ieșim pe stradă și avem de la reclame, publicitate, audio, video. Suntem într-o lume a vizualului, la modul la care suntem efectiv abuzați de tot felul de clișee și de spoturi și de la tot pasul. Revin înapoi la acea grilă despre care am vorbit de a discerne din toată această masă care ne invadează. În același timp, avusesem cu ceva timp în urmă un interviu cu Victor Ierunim Stoichiță, istoric de artă, care a scris o carte fantastică despre trup și în care vorbește despre ideea de trup și de întâlnirea oamenilor. Oameni care acum nu mai simt nevoia să se întâlnească, pentru că ei comunică pe chat, comunică pe telefon și pur și simplu nu mai simt nevoia întâlnirii. Paradoxal sau nu, poate că există totuși o salvare. Această pandemie care s-a întâmplat și care a venit peste noi în ultimul timp ne-a demonstrat că cea mai mare durere a oamenilor, cel mai mare regret este că nu se pot vedea, îmbrățișa, simți, atinge. Deci iată că totuși, dincolo de toată această explozie publicitară și de simboluri și de semne și de tot felul de emițători care vin spre noi de natură digitală, de natură media, oamenii totuși simt nevoia încă de îmbrățișare, de întâlnire, de acea tihnă, de acel taifas. Nu mai vorbim despre noi, cei balcanici, care suntem obișnuiți cu tihna, cu întâlnirea, cu taifasul, cu bârfa, cu cafeaua, cu... În fine, trecând peste acest lucru, mai este interesant și ce ai spus tu referitor la povestea asta. Da, este o societate în care oamenii nu mai citesc, oamenii nu mai citesc foarte mult. Să ne gândim totuși că foarte mulți vin acasă de la serviciu și își pornesc televizoarele. Este primul gest pe care îl fac. Se racordează la o lume virtuală, la media. Câți dintre cei care nu activează efectiv în zona spațiului cultural deschid o carte? Sunt foarte puțini acei oameni. Sunt foarte puțini care își mai găsesc odihna, tihna, evaziunea, evadarea aceasta din cotidian într-o carte. Sunt foarte puțini acești oameni. Și probabil că pe aceștia trebuie să mizăm și să contăm că ei vor fi cei care vor da o soluție la un moment dat. Nu vreau să discut despre ceea ce ni se furnizează în media, la televizor, despre știri, despre tot felul de informații care ne copleșesc. Creierul nostru este efectiv bombardat de toate aceste lucruri și ideea este de a discerne, de a disipa și de a prioritiza ceea ce te interesează cu adevărat pentru proiectul tău de viață, pentru ceea ce e de făcut până la urmă. Da, din păcate suntem într-un cerc vicios, pentru că discernământul presupune acea educație și capacitate de analiză de care vorbeam. Ori distrugând educația, nu faci decât să anihilezi sau, în cel mai bun caz, să diminuezi din discernământ și să manipulezi mai ușor. Pentru că, exact așa cum ai spus tu, toate lucrurile astea nu sunt ingenue, există o nocivitate a ceea ce se întâmplă, adică există oameni care profită în mod coerent prin niște campanii foarte clare. Nu este așa un fenomen natural care se întâmplă pur și simplu. El este câteodată creat și câteodată întreținut și soluția este
să nu renunțăm, să citim cărți și să ne, soluția din punctul meu de vedere, și să ne cultivăm această capacitate de analiză. Să revenim la cărți, pentru că asta este o emisiune în care oamenii încearcă să reziste prin cultură și încă să mai citească cărți, și să ajungem la cărțile tale. Prima ta carte, cea din 2014, de la Curtea Veche, s-a numit Patrie Română, Țară de Eroi. Este prima carte, nu? Publicată, primul volum. Celor de vârsta mea, sintagma le sună extraordinar de familiar. Cum s-a născut volumul acesta? Volumul din 2014 este, de fapt, o formă literară tezei mele de doctorat, care avea în centru ideea de om nou și de propagandă pentru copii. Acea propagandă care a început odată cu instaurarea comunismului în 1947 și care a durat până la finele regimului în 1989, știm cu toții, propaganda de care n-au scăpat nici cei mici, asta este, care i-a inclus în organizații gen Șoimii Patriei, Organizația Pionierilor, Autecistilor, și care și-a dorit formarea unei pepiniere de viitoare cadre, de nădejde ale regimului. În felul acesta, punând în joc toate mecanismele, toate tehnicile, toate resorturile pentru a putea prin joc, prin cântec, prin poezie, prin toate formele acestea de manipulare specifice vârstei lor, să-i atragă către cuvântul partidului, către liderul suprem, către secretarul general, către mama iubitoare, care iată este Elena Ceaușescu, către tătucul Stalin în anii 1950, către toate aceste forme ale puterii spre care ei nu puteau accede, pentru că nu aveau mecanismele de decriptare și de înțelegere decât prin intermediul poeziilor, al vizitelor memoriale la monumente, prin acele adunări onorifice, prin acțiunile de masă. Și titlul cărții, Patrie Română, Țară de Eroi, pentru că tot ai pomenit, este o mișcare de masă în care erau regimentați pionierii și șoimii patriei și care trebuiau să defileze efectiv pe străzi și să meargă la anumite case memoriale, incluzând evident casa de la Scornicești, și să cânte fel de fel de cântece, de laudatio pentru conducătorul suprem. A fost felul meu de a analiza maniera în care propaganda a acționat asupra acestor minți tinere și nevinovate până la urmă. Minți tinere Volumul tău din 2016, următorul, tot înainte, a fost o continuare, adică a avut același obiectiv? Da, un același obiectiv, pentru că este o carte de interviuri. Interviuri cu oameni cunoscuți, cu Dance Mihăilescu, cu, eu știu, Cezar Paul Bădescu, cu Florin Toma, cu Răzvan Mazilu, cu oameni, Alice Năstase Buciuța, cu oameni din media, oameni din zona scrisului, oameni care activează în zona culturală, și pe care i-am rugat să-mi povestească amintirile lor legate de copilărie. Felul în care s-au eschivat vis-a-vis de propagandă, pentru că știm cu toții că părinții noștri sau bunicii noștri ascultau în casă seara Europa Liberă. Unii dintre noi se fereau, unii dintre noi vedeau, dar erau învățați să tacă, pentru că lucrurile acestea nu se spuneau, și foarte mulți dintre noi copii atunci, în felul acesta, creșteam deja de mici cu ideea dublului limbaj. Una ascultam în casă, una eram obișnuiți și învățați să vorbim afară, în cadrul oficial. Iar această educație în care inserez dublul limbaj, inserezi eschiva în mintea unui copil de mic, are repercusiuni mai departe. Îl face să fie temător, îl face să fie sfios, îl face să fie reticent vis-a-vis de ceea ce îi se oferă. Și probabil că generația noastră, a celor care au crescut în acest limbaj, cei care au copilărit în anii 70, în anii 80, sunt cei care au asistat la această tranziție cu ochii mari, uimiți, pentru că
pentru ei, ei au crescut glorificând pe Ceaușescu și deodată s-au trezit că tot ceea ce au învățat ei, toate cântecele pe care le rețineau, pentru că propaganda a avut un efect covârșitor asupra unora dintre ei. Iar mulți dintre noi, dintre ei, dintre cei care au copilărit în acești ani, au fost uimiți să vadă de schimbări. A fost pur și simplu o schimbare de paradigmă. Ceea ce glorificai cândva devine paria, devine un clișeu despre care nu trebuie să mai îl pomeni. Și mai mult, trebuie să-l blamezi imediat după Revoluție. Sunt schimbări de paradigmă care te afectează pe termen lung. În cartea aceasta am vrut să văd cei pe care i-am intervievat cum au reacționat, cum au simțit propaganda comunistă, cum au trăit efectiv așa cu lipsurile, cu penuria, cu frigul, cu lipsa de alimente de atunci, cu dublul limbaj, cu frica de securitate și cum s-au adaptat ușor în democrație, cum au văzut deodată trecerea aceasta dintre ceea ce era pe atunci și ceea ce s-a întâmplat acum. Dublul limbaj este în principal o minciună, pentru că atunci când te duci la școală și ți se spune că partidul te iubește și că trăiești o viață fericită și te duci acasă și mama nu are ce să-ți spună de mâncare pe masă, înseamnă că realizezi că trăiești într-o dublă realitate. Eu cred că mult dintre toleranța actuală la minciună și a faptului că acceptăm genul acesta de convenții în ultimii 30 de ani se datorează dublului limbaj din perioada comunistă. Dar asta este concluzia mea ca psiholog. Spune-mi ce crezi tu ca istoric și ca filozof. Cât de mult din elementele respective s-au perpetuat și pot fi identificate în societatea românească și după 30 de ani? Discursul, și din punct de vedere istoric aici pot să mă pronunț, discursul despre comunism este nuanțat. Cum spuneam și într-o discuție pe care am avut-o noi mai de mult, e dificil și e periculos să operezi cu generalizări. Sunt oameni care manifestă în continuare o nostalgie pentru comunism și nu poți să le scoți efectiv din cap. Poți să vii cu absolut orice fel de argumente. Pentru ei comunismul a fost sistemul care le-a dat un apartament, le-a dat un loc de muncă, i-a dus de la sat la oraș, i-a urbanizat și le-a dat șansa unei altfel de vieți. Și lucrurile, discuția se încheie. Cu acești oameni nu poți polemiza, nu poți avea un dialog consistent, nu poți, argumentele tale devin nule. Sunt cei care conștientizează ce spui tu, ideea dublului limbaj, generația care a auzit în casă vorbindu-se despre Europa liberă. E adevărat că spui lucrul acesta, că e o minciună, e o minciună și poate nu toți dintre noi. Și e adevărat, nu toți am avut curajul pe care l-a avut, de exemplu, elevul Mugur Călinescu. Elevul Mugur Călinescu care a reușit în anii 80 să aibă ideea de a scrie pe garduri, că iată ce se întâmplă în Polonia, iată ce a auzit la Europa Liberă, a fost un caz fantastic. Am înțeles că nu este singular în peisajul anilor 80, însă noi despre aceste lucruri aflăm târziu din documentele de la CNSAS. Dar iată, nu toți dintre noi am avut curajul lui Mugur Călinescu, care un elev de 16 ani, care până la urmă a fost un erou. Este cazul de disidență prin excelență a unui copil, a unui tânăr vis-a-vis de regim. În același timp, cum spuneai, este o minciună. E adevărat și creștem și tu ca psiholog probabil poți vedea mai bine, iar eu ca istoric pot doar să înregistrez reacțiile vis-a-vis de sisteme politice și de compromisurile pe care le fac unii și cu câtă ușurință le fac vis-a-vis de oferta politică sau educațională care mi se servește acum. Dublul limbaj probabil ne-a învățat cu ideea că e bine să taci. E bine să nu spui întotdeauna ce gândești. Ideea dublului limbaj a lăsat repercusiuni asupra unora, asupra mentalității, a lăsat frustrări și a lăsat ideea că, indiferent ce vrei să crezi tu și ce crezi cu adevărat, lucrurile merg tot în direcția dorită. Ori așteptăm și vedem totuși că tinerii de acum, care au 20 de ani, care au 20 și ceva de ani, care au 30 de ani și care, iată, sunt născuți după Revoluție, au acel curaj care poate nu ne-a lipsit multora dintre noi, pentru că eram schizoizi vis-a-vis de ideea aceasta de adevăr,
și formează o societate civilă. Îi vedem în stradă, îi vedem manifestând, îi vedem cu niște voci clare și distincte și, într-adevăr, probabil că și tu ca psiholog vezi o diferență netă între cei care au copilărit în comunism și copiii născuți după Revoluție. Curajul lor, curățenia din ochii lor, mândria că sunt într-o țară liberă și faptul că vor să ducă mai departe toate aceste valori câștigate la Revoluție de cei care și-au sacrificat viețile acolo. E mare lucru și e fantastic că se întâmplă acest fenomen. Cei de acum sunt într-adevăr niște tineri curajos și merită toată lauda noastră. Și vedem în România lucruri că se întâmplă în stradă, vedem voci care ies și au ceva de spus și sunt voci tinere și lucrul acesta ne încântă. Îmi doresc să fie din ce în ce mai mulți și, într-adevăr, ceea ce am observat și eu este că nu mai au aceeași toleranță la minciună și la abuz, pentru că nu mai sunt moștenitorii unei vieți schizofrenice în care realitatea era scindată. Apropo de polarizare și de extreme, după cărțile tale de analiză a sistemului comunist, ai devenit, cel puțin în ochii mei, un soi de specialist în reginele României. Cu totul și cu totul alt pol, cu totul și cu totul altă abordare. Ce mi-a plăcut cel mai mult este că atunci când vorbești despre regalitatea română și despre reginele României, le transformi în niște ființe foarte vii. Adică nu este abordarea aia istorică care că de cele mai multe ori îmi cer scuze istoricilor, tu le transformi în niște personaje de roman, ce rochi purtau, ce parfumuri, o lume absolut fascinantă. Cum ai ajuns să scrii despre reginele României așa de frumos, Simona? Îți mulțumesc, dragă Anca. Da, a fost o provocare. E adevărat că m-am ocupat foarte mulți ani de comunism și mă mai ocup în continuare, să nu se creadă că am închis capitolul. A fost o provocare pentru că, întâmplător, căutam ceva legat de Regina Mama Elena pentru un articol și, în momentul respectiv, mi-am dat seama că, efectiv, nu am surse. Despre regina asta, despre femeia asta, nu se găsea nimic. Niciun material scris. Exista o biografie scrisă cu foarte mulți ani în urmă, semnată de Arthur Woodley, și rest liniște. Și atunci am zis, bine, totuși este mama regelui Mihai, a fost soția lui Carol al II-lea, a fost regină mamă, fiică de regi, cu sânge regal de secole. Ce se întâmplă? De ce nu există date? De ce nu există nimic despre această femeie? Și atunci am intrat în arhive. Și am încercat să caut și să compun și să recompun și pentru mine, într-adevăr, a fost o provocare. Dar să știi că, indiferent despre ce epocă vorbim, izvoarele critice, sursele pe care le folosim ca istorici, sunt aceleași. Critica izvoarelor, critica surselor. Că vorbim despre comuniști și studiind dosarele de securitate sau dosarele de, eu știu, angajamentele lor și fel de stenograme sau că discutăm și citim și traducem scrisorile reginelor sau jurnalele lor, critica documentelor, din punct de vedere istoric, este aceeași. Trebuie să păstrezi aceeași onestitate, același echilibru și același simț critic, indiferent despre ce perioada istoriei vorbești. Și provocarea a fost, cum îți spuneam, să recompun până la urmă din viața ei. E adevărat că n-aș fi putut să scriu o biografie, era mult prea mult și îmi lipseau foarte multe documente. Îmi lipsea jurnalul reginei de după anii 40, care din punctul meu de vedere este cel mai interesant. Îmi lipseau foarte multe scrisori, între ea și Carol, din perioada 32-40, pentru că foarte multe regine le-a ars, din precauție, pentru că s-a aștepta să îi fie furate în momentul în care s-a întors în 1940 în țară. În fine, îmi lipsa foarte multe date, dar ce am putut reconstitui și îmi place să cred că am făcut-o cu tot profesionalismul de care am fost în stare, a fost perioada mariajului dintre regina mama Elena și Carol al II-lea, din 1921, în momentul în care se căsătoresc, până în 1932, când ea este obligată să ia calea exilului și să plece din țară la Florența, la Villa Sparta. De cum spuneam, a fost o provocare pentru mine și mi-a făcut mare plăcere. Iar referitor la partea a doua întrebării tale, de ce vorbesc despre regine ca despre niște ființe quasi vii pe care le vedem, pe care le simțim, pe care le știm cu ce parfumuri se dădeau și unde își comandau rochiile, la ce case de modă. Ei bine, există, probabil tot din tradiția comunistă pleacă povestea asta, există ideea că istoria
Este, în primul rând, istoricul. Trebuie să arate ca, cum arăta Xenopol, să fie bărbat, să aibă perciuni, să nu fie foarte frumos, să nu fie foarte, eu știu, carismatic, dar să fie impozant, să aibă părul alb și să prezideze în fața unui amfiteatru al disciplinei, eventual cu tezele sale și cu mentalitățile închistate. Ei bine, nu mai este chiar așa, nu mai suntem în epoca lui Xenopol. Istoricii pot fi foarte bine și femei și avem istorici femei extraordinari în România și de altfel femei în toate domeniile, nu numai în domeniul istoric. Iar istoria nu este doar o înșiruire de date și evenimente. Noi suntem obișnuiți cu istoria comunistă în care pur și simplu ni se punctau victorii, bătălii, cuceriri, o litanie așa lungă ca în anale, în care ni se spune despre statalitate, puțin despre economie și mai nimic despre cultură, mai nimic despre mentalități, mai nimic despre istoria de gen. Ori partea frumoasă a istoriografiei românești de după 89 este această explozie a istoriei de gen, a istoriei mentalităților până la urmă, pentru că ne-am început discuția vorbind despre mentalități. Ce gândeau oamenii într-un anumit moment? Ce mâncau oamenii într-un anumit moment? Cum se îmbrăcau? Ce parfumuri foloseau? Unde se plimbau? Unde își petreceau vacanțele? Cum își scriau? De ce își scriau? Cât de des își scriau? Unde mergeau la baluri? Cum se distrau? Sunt oameni până la urmă, nu sunt niște imagini puse pe un piedestal la care înclinăm capul din când în când și ne gândim dacă a făcut bine sau a făcut rău României, pentru că și aici suntem tentați să gândim în cheie maniheistă, a fost bun sau a fost rău. Ideea nuanțărilor și ideea, eu știu, a unei critici obiective ne lipsește. La noi cineva a fost fie bun, fie rău, a făcut bine sau a făcut rău. Lucrurile sunt mult mai nuanțate. Ori, ideea aceasta a istoriei mentalităților pune accentul pe om, pe preferințele sale, pe deschiderea aceasta, pe vitalitatea sa și încerci să-l reconstitui. Și cum îl reconstitui? Îl reconstitui din jurnalele proprii, reconstitui din scrisorile pe care, din corespondența pe care le are cu apropiații, îl reconstitui din presa vremii, pentru că dacă era într-adevăr o personalitate cunoscută, automat avea articole în presă, îl reconstitui din fotografiile de epocă, îl reconstitui din documentele oficiale, îl reconstitui din scrisorile altora sau din jurnalele altora și de așa manieră cât construiești din bucăți atât cât ți este dat, pentru că, știi, cum se spune, adevărul, istoria a fost și nu va mai fi. Ei, noi ca istorici putem reconstitui, dar discursul nostru propriu vis-a-vis de trecut, care într-adevăr nu este singurul și cel adevărat. Este tributar studiilor pe care le-am avut, școlii în care am fost formați, lecturilor pe care le-am avut. Ideea că despre unul și același om, despre aceeași personalitate istorică, pot vorbi trei sau patru istorici în cheie diferită. Asta este adevărat. Dar, așa cum am putut eu, am încercat să mă învârt în jurul acestei regine și să o reconstitui în perioada respectivă cu toate partinile, cu rochile pe care le purta, cu bijuteriile care îi plăceau, cu felul în care îi plăcea să danseze, cu, eu știu, cu faptul că fuma, că își conducea singur automobilul, că purta, iată, ochelari de vedere în public, cu faptul că dansa foarte bine, că era chic, că purta pantofi cu top. Sunt lucruri care plac oamenilor, pentru că până la urmă suntem tentați să tragem așa cu ochiul pe gaura cheii, chiar și către oameni care au fost cumva. E felul nostru de a ne apropia cineva. Mult mai cald, dincolo de rigiditate. Nu m-am gândit niciodată că a purta ochelari de vedere în public ar fi reprezentat un act de mare îndrăzneală. În timp ce vorbeai... În 1924, da, în România, pentru o regină, însemna un act de îndrăzneală. Și să fumeze, exista, și să-și conducă singur automobilul. În timp ce vorbeai, mă întrebam dacă oare telespectatorii noștri vor conștientiza câtă muncă se ascunde în spatele informațiilor pe care tu le dai cu atât de mult farmec și cu atât de mult talent și care apar așa niște lucruri foarte la îndemâna oricui, dar ele nu sunt și în spatele lor este o tenacitate, o ambiție și o putere de muncă fantastică. Și spun toate lucrurile astea despre tine, pentru că în finalul rubricii, eu cred că ești omul cel mai potrivit să-mi răspundă la o întrebare la care, de-al cărui răspuns, m-am lovit de foarte multe ori în diferite feluri.
Atunci când făceam studiile mele și le fac încă, studiile mele din punct de vedere al psihologului și al scriitorului, despre toleranța României la abuz, despre modul în care tratăm corupția, despre câteva dintre, hai să zicem, mentalitățile noastre, ca să rămânem în nota emisiunii, tentația pe care le aveam era să le corelez cu dictatura, cu modul în care comunismul a impus un anumit tip de a se gândi. Și de câteva ori m-am lovit de părerea unor sociologi, în principiu, care spuneau că acest tip de mentalitate a existat în România din perioada precomunistă, că așa suntem noi, că a existat o camarilă regală extrem de coruptă. Comunismul nu a adus niște schimbări fundamentale. Pentru că tu ești un om care te-a plecat cu foarte multă muncă și asupra regalității românești și asupra perioadei comuniste românești. Aș vrea să te întreb care este părerea ta în domeniul acesta. Pornesc de la o poveste care nu are legătură nici cu comunismul, nici cu regalitatea. Există la un moment dat, într-unul dintre dialogurile lui Platon, Inelul lui Gyges, în care se spune că te face invizibil. Glaucon, un personaj, un dialog foarte interesant, vă îl recomand, spune la un moment dat că dacă omul ar avea un inel invizibil, ar fi tentat să facă rău pentru că n-ar putea să fie pedepsit. E interesantă teza și atunci care ar fi ideea care reiese de aici, pe care o speculează de multă vreme și filozofii, și psihologii, și sociologii? Există în firea omului tentația de a face rău și doar legea îl determină să facă binele și să fie în acord cu societatea în care trăiește? Spun ca un preambul povestea asta pentru că ideea de compromis, ideea de a pactiza a existat și în comunism și în regalitate. Și nu numai în România. Probabil că a existat dintotdeauna peste tot, în forme mai mici și în forme mai mari. Dacă este ne referim la regalitate, e adevărat că am avut atunci o elită, niște oameni excepționali, care s-au școlit fie la Paris, fie la Viena, fie la Berlin, și care au venit în spirit pașoptist să facă lucruri extraordinare pentru România, să o pună efectiv pe hartă, să o deschidă către Europa. Și au reușit pentru prima dată. Și faptul că avem acea modernitate, avem egalitate, se datorează acelor oameni excepționali. Aceasta este elita, marea elită la care ar trebui și la care ne raportăm în continuare. Apoi a venit comunismul. Comunismul care a speculat toate vulnerabilitățile unora și i-a făcut să pactizeze pentru că aveau nevoie. Pentru că le lipseau lucruri, pentru că le era mai bine dacă făceau un acord cu cei care au importat acest sistem de la sovietici. Și, evident, au pactizat. Le-a fost bine și compromisul a existat în continuare. De exemplu, de ce, un exemplu îți dau, citind dosarele unor propagandiști, m-am lovit de următoarea întrebare. De ce cineva, un profesor, ar fi acceptat să fie și propagandist în cadrul unui liceu sau în cadrul unei școli în anii 70 sau în anii 80? Păi foarte simplu. În primul rând, pentru a accede în cariera universitară, dacă era cazul de facultate sau în cariera lui, pur și simplu, de profesor. Deci, dintr-o nevoie. Sau mai primea o sumă de bani. Sau era cel temut în cancelarii. Deci, de fiecare dată se specula pe ideea de putere, pe ideea de vanitate, pe ideea de remunerație. Și în felul acesta un adept era câștigat. La fel, în perioada regalității, camarila, a fi în anturajul Elenei Lupescu, până la urmă, însemna a fi în acord și în proximitatea lui Carol al Doilea. Ce interese erau? Evident, financiare foarte mari, fel de fel de interese economice. Toate lucrurile acestea de pactizare au avut un scop care este legat strict, fie de îmbogățire, fie de putere, fie de vanitate. E adevărat că poate România, o țară agrară, o țară mai degrabă săracă, nu foarte bogată, pentru că niciodată România, indiferent ce se va spune, nu a fost o explozie de bogăție și de opulență. Au fost aristocrații cei care au avut mai mult și în rest era pătura pauperă, o clasă de mijloc care greu s-a dezvoltat,
perioada comunistă a fost uniformizarea societății. În fine, trecând peste lucrurile acestea, ideea este că compromis a existat și în România și în alte părți. Poate la noi, date fiind aceste condiții istorice, compromisul a atins niște cote uneori alarmante. Dar să sperăm că lucrurile nu se vor perpetua și că vom ieși din ideea repercusiunii comuniste și a repercusiunii intereselor și că vor prevala mai degrabă interesele tuturor decât interesele personale. Să ne întoarcem cu gândul la vechea elită care a format România, România modernă, pe care o invocăm de fiecare dată cu mândrie. Mulțumesc foarte mult, Simona Preda, scriitor, jurnalist, filozof, istoric, un om de o deosebită serioritate căruia vă invit să-i citiți cărțile și articolele și să-i frecventați cursurile de la Fundația Calea Victoriei. Mulțumesc tare mult, Simona Preda, și te mai așteptăm în emisiune. Cu mare drag, eu îți mulțumesc, Anca, și îți doresc mult succes cu această emisiune. Invitata de astăzi a celei a doua părți a emisiunii, partea de tradiție, este Maria Buză. Atunci când mă gândesc la Maria, nu știu dacă primul lucru care îmi vine în gând este actriță, om care cântă orice gen de muzică, un om cu un simț al umorului deosebit și cu o spontaneitate fantastică. Astăzi, Maria va veni în emisiune să ne povestească despre muzica lăutărească pe care o cântă, despre rolurile pe care le joacă și despre tradiția în care se simte cel mai bine. Bună seara, Maria, și bine ai venit în emisiunea noastră! Bună seara! Vă mulțumesc din suflet pentru invitație și sunt tare, tare onorată și, credeți-mă, și foarte emoționată, pentru că pe de-o parte vă simt aproape, dar pe de altă parte foarte, foarte, foarte departe ceea ce fizic și sunteți. Dar mă bucur că reușesc astfel să fiu mai aproape de românii ce ne urmăresc aici, la această televiziune. Și să am această discuție cu tine și cu ei totodată. Noi încercăm, tocmai pentru că suntem departe fizic, să creăm niște legături spirituale cu țara și legăturile de cultură sunt foarte importante. De aceea toată lumea este cumva foarte aproape în emisiunea asta. Atunci când am vorbit cu tine la telefon, te-am întrebat: ce te simți mai bine, să fii actriță sau să cânți muzică? Reiau întrebarea. Având în vedere că eu sunt, de fapt, un artist cu oarește abilități artistice, ca să nu zic eu altfel, mai prețios, odată ce te afli pe scenă, toate aceste lucruri vin de-a valma în interpretarea ta. Și orice actor este privilegiat de puterea de a fi și muzical atunci când interpretează un rol. Și mai mult de atât, când este în postura de interpret muzical, să poată să aducă și această parte actoricească în interpretarea muzicală. Așa că este foarte greu să spui ce mă simt mai bine, cum îmi este mai bine, actriță sau cântăreață. Orice aș face, aceste lucruri sunt în ființa mea și ele se întrepătrund cumva. Îți aduci aminte cum ai ajuns să cânți muzică lăutărească?
Bine, asta este pentru ascultători, probabil că se așteaptă la un răspuns foarte avizat și plin de explicații științifice și alte cele. Pur și simplu, eu am să vă spun că studentă fiind în anul 93, aveam o problemă cu banii. Ce mă fac? Eu din ce trăiesc? Bursa nu mi-ajungea pentru cheltuielile unei adolescente și atunci am zis că ceva trebuie să fac, să câștig și alți bani. Și am zis, gata, trebuie să mergem undeva să ne angajăm. Spun mergem pentru că eram împreună cu Lia Bugnar, prietena mea, și amândouă ne-am gândit că cel mai bine ar fi să găsim un loc în care să pot să cânt, să câștig bani și, bineînțeles, în același timp să dezvolt și acest talent pe care eu nu îl aveam așa de profund și mai mult de atât să am curajul să-l duc pe scenă și să mă erigez în postura de cântăreață. Dar ea, cu încrederea mai mare în mine decât o am eu, m-a încurajat și am mers la un restaurant boem și faimos la vremea aceea în București, Șarpele Roșu, unde foarte mulți actori își bucurau seriile după premierile spectacolelor la teatru, în mijlocul oamenilor simpli care imediat după anii 90 au descoperit această muzică frumoasă a noastră, muzica lăutărească, și au redescoperit boemia și muzica lăutarilor și pitorescul acestor locuri, mai ales al celui despre care pomeni de vreme Șarpele Roșu. Acest stil de viață al lăutarului boem, neconform, care trăiește din muzică, prin muzică și trăiește doar pentru ziua de azi, ce o fi mâine nu mai contează, astăzi este important. Și dacă vorbim despre muzica lăutărească și prin cântecele și versurile și textele minunate, tocmai asta arată. Trăiește clipa, astăzi ești, mâine nu ești. Există o întreagă tradiție a muzicii lăutărești. Lăutar vine de la lăută, de la instrumentul principal cu care se cânta acum 200-300 de ani. Exista brasla lăutarilor, aveau o structură, erau recunoscuți de către domnitorii români. Este foarte interesantă viața lor. Ceea ce mi se pare și mai interesant este că ei au cântat fără partitură. Cum îți explici că toate aceste bucăți muzicale vechi s-au transmis până la noi fără să existe partitură? Lăutarii simțeau muzica, simțeau instrumentul fără să fie vreo școală, fără să fie cineva care să le arate acest lucru. Este acel talent nativ care pur și simplu trezește în tine niște informații și niște creații, tu la rândul tău poți fi surprins. Nu există o explicație anume pentru cei care fac lucrul ăsta. Pur și simplu, iei acel instrument în mână și începi să cânți. Nu știi de unde știi, dar începi să cânți și mai mult de atât compui și mai mult de atât lași în urma ta creații și lucruri și muzică ce mai apoi este preluată de alții și iată adusă până în zilele noastre. Pe care, atenție, o transmiți oral. Asta este foarte interesant. O lași altor generații, dar prin contact direct. Există expresia Da. românească nuntă fără lăutari, ceea ce desemnează o nuntă sărăcăcioasă, o nuntă a unui statut social poate scăzut,
Ceea ce înseamnă că ei au intrat în conștiința publică și în inconștientul colectiv și în viața românească și îmi dau seama de ce au intrat, pentru că la toate ritualurile de trecere, ceea ce înseamnă botez, nuntă, înmormântare, lăutarii existau sau nu existau, depinde de dorința familiei respective. Dar ceea ce este foarte interesant este că ei cântau o istorie vie. Ei erau alături de ceilalți ca să simbolizeze, ca să accentueze simbolul unui moment important în viață. Mai există lucrul ăsta, se mai întâmplă lucrul ăsta din punct de vedere social, Maria, în România? Oh, da, din fericire, da. Într-adevăr, la curțile boierești, în vremurile lăutarului, barbul lăutarului, vestitului, barbul lăutaru, nu își permiteau muzica lăutarilor și la aceste evenimente decât casele boierești, pentru că lăutarii erau foarte, foarte, foarte bine plătiți. Faptul că oamenii de rând, mai apoi, ușor, ușor, imitând parcă petrecerile celor bogați și celor avuți, au încercat și ei la rândul lor, în casele lor, la evenimentele lor, să se bucure de această prezență și de această muzică, ce într-adevăr însemna o fală, ca și acum de almin. Este important cine ți-a cântat la nuntă, cine a venit acolo sau ce s-a întâmplat, vai, nemaipomenit. Înțelegeți? Așa cum și astăzi lucrurile astea au importanță, așa și atunci. Atunci, cu atât mai mult, era cu adevărat ceva fabulos ca tu să poți să ai lăutari la tine în bătătură și să-ți cânte zile în șir. Exista un fel de spirit, mai ales în Moldova, Muntenia și Dobrogea, pentru că lăutarii în Transilvania nu aparțin practic tradiției locale, iar ei erau în comunitățile în care trăiau, erau și un fel de artiști locali care aveau mai multe roluri. Pentru că, de exemplu, citeam că la o înmormântare, unde priveghiul și mormântarea dura 48 de ore, oamenii aceia cântau 48 de ore, erau prezenți 48 de ore, ceea ce înseamnă din punct de vedere fizic un efort foarte mare. Dacă apăreau conflicte, da, ei se duceau și le stingeau, cântau la vioară, spuneau ceva de genul, lasă, hai că o să mai vedem. Este foarte interesant acest rol, pentru că nu este neapărat rolul unui simplu artist care vine, cântă, își ia plata și pleacă. Ei erau cumva și sufletul evenimentului respectiv. Nu, dacă stăm să ne gândim și să ne amintim și piesele lui Shakespeare, rolul bufonului, care era și muzican, și lăutar, și actor, și circar, el era singurul care putea să spună vorbe mai deșuchiate regelui. El era singurul care putea să tragă de mânecă sau de fustă pe o cuponiță. Și nu numai că putea face lucrul ăsta, era un amuzament fantastic pentru toți cei de la curte care asistau la acest așa zis spectacol. Așa sunt și lăutarii astăzi. Și cum caracteristica esențială a poporului român este hazul de necaz și râsul plânsul, că nu știm niciodată când comediile se transformă în tragedii și invers. Înseamnă că ei au în continuare un rol și asta mă duce cu gândul la a te întreba dacă se mai naște muzică lăutărească autentică astăzi. Acum că am citit și știu că lăutarii cântau balade, doine, geamparale, tot felul de genuri muzicale pe care evident că le adaptau. Erau colegători din toate zonele.
Exact. Din țară și tocmai asta este frumusețea, pentru că ei au descoperit și balada, și cântecul liric, și folclorul în bătătura și în simțirea femeii și a bărbatului în poveștile de dragoste. Mai ții minte, mai dragă Mărie, este un cântec ce se cântă pe șapte ca măsură, tocmai pentru că el așa a fost cules. În momentul în care ai vrut să-i dai forma corectă și să-i aranjezi muzical piesa, nu a mai avut, a fost, a avut aceeași sonoritate. Nici cuvintele n-au mai transmis același mesaj. Ai o legătură specială cu Maria Tănase? Cu muzica ei? Maria Tănase, pentru orice artist care iubește această muzică și care vrea mai mult de atât să interpreteze cântecele ei, este o mare provocare, pentru că Maria Tănase niciodată nu cânta de două ori la fel. Asta este frumusețea și de asta este unică. Pentru că stilul ei interpretativ nu era, era unic de fiecare dată. Știai piesa, dar nu știai dacă în ziua în care ea îți cânta acel cântec avea să te facă să plângi sau avea să te facă să te bucuri. Asta a și vrut, asta a și reușit, de aceea, cum spuneam, a și rămas unică. Nu-i plăcea să se imite ea pe ea, dacă puteți să vă imaginați cum se descria ea vorbind despre muzică și mai despre interpretarea ei. Nu-mi place să mă repet. Pentru mine acest lucru a însemnat enorm, pentru că și eu am același sentiment. De fiecare dată când cânt, cine iubește și lasă, este parcă o altă poveste, este vorba despre altcineva, chiar dacă vorbele sunt aceleași. Întotdeauna și ca actor, noi trebuie să avem acea prospețime și acea spontaneitate de fiecare dată, cu fiecare spectacol, cu fiecare rol și să gândim că suntem pentru prima dată în scenă cu acel rol și că doar atunci se întâmplă acel ceva și acel moment. Așa era și Maria Tănase. Avea această fire de artist complex prin toate calitățile talentului ei imens. Ai început cariera la Șarpele Roșu și ai ajuns să cânți la Vioara Roșie. Cum s-a născut Vioara Roșie? Oh, Vioara Roșie s-a născut tocmai din acea nostalgie și dorință de a recrea serile și lumea frumoasă în care eu și cu soțul meu ne-am cunoscut și în care am redescoperit această muzică, așa cum spuneam, restaurantul Șarpele Roșu. A fost un vis de-al nostru să putem să cântăm într-un loc care să ne aparțină și pe care să-l conducem noi și noi să fim cei care totodată îi bucurăm și pe cei care ne trec pragul cu muzica noastră, nu numai cu bucatele tradiționale românești. Pentru Arca TV, mai ții minte, mai dragă Mărie, neapărat trebuie să se audă acolo, la dumneavoastră. Cu drag, de aici, din suflet, de la o Mărie.
Eu sunt conștientă că tu ai întâmpinat o mulțime de dificultăți în cariera ta profesională pentru a-ți găsi un loc anume și îmi dau seama că proiectele tale nu sunt ușoare și cred că ar merita să vorbim și despre partea asta, nu numai despre partea extraordinar de frumoasă a lucrurilor. Toți tindem către acel moment în care să spunem că această melodie este a mea și mai mult de atât să fim recunoscuți pentru acele melodii cântate de noi, interpretarea unică pe care o dăm acelor melodii. Este foarte greu acest lucru, mai ales în ziua de astăzi, când foarte, foarte, foarte mulți artiști talentați își doresc să se afirme, să se lanseze, să-și arate talentul și să aibă și ei un nume în muzica autentică, muzică de petrecere. Știu că mă bucur de aprecierea publicului la fiecare pas când îl întâlnesc și vorbele lor și popularitatea și notorietatea mă fac să cred că mă apropii de acel moment în viața mea în care pot să spun da. Cred că am șanse să devin și eu și să fiu un nume în muzica lăutărească. Pentru că despre muzica autentică nu se mai poate pune vorba. Nu se mai poate discuta, pentru că muzica autentică este cea pe care o culegi și o scrii de la... de la oameni care o compun fără să aibă vreo cultură muzicală, fără să aibă vreo școală muzicală. Maria, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. Eu cred că tu ești destul de aproape de acel moment, pentru că ești o voce unică și foarte ușor de recunoscut. Și îi invit pe telespectatorii noștri să te viziteze la restaurantul tău Vioara Roșie, să te audă cântând, să-ți urmărească noile proiecte și îți urez mult succes, îți urez să-ți păstrezi acea spontaneitate de care spuneai tu și prospețime care este necesară oricărui artist. Trebuie orice artist ca să existe în fiecare clipa vieții lui, să se bucure de viață și de zâmbetele publicului, trebuie el să-și consume din viața lui. Trebuie cu fiecare moment pe care îl trăiești, paradoxal, să mori un pic. România. Între 27 și 30 august va avea loc Festivalul Internațional de Film Transilvania Film de la Sibiu, care este organizat de Asociația Festivalului de Film Transilvania, Primăria Municipiului Sibiu, Consiliul Local Sibiu și Centrul Național al Cinematografiei. În acest an, festivalul va avea loc exclusiv în aer liber, cu respectarea măsurilor de siguranță și distanțare socială necesare în această perioadă. 4 seri de cinema în aer liber, peste 20 de filme și invitați speciali îi așteaptă pe sibieni în Piața Mare, Muzeul în aer liber Astra, parcarea supraterană Promenada Mall Sibiu și terasa cu flori a Centrului Cultural Ion Besoiu. Biletele pentru TIFF Sibiu vor fi puse în vânzare pe site-ul tiffeventbook.ro, numărul acestora fiind limitat, respectându-se astfel condițiile impuse de autorități pentru evenimentele în aer liber. Proiecțiile din Piața Mare vor fi cu intrare liberă în baza unui bilet cu valoare zero. Belgia. În perioada 10-28 august, pe rețelele de socializare ale ICR Bruxelles se reunesc membrii tineri ai unei comunități artistice românești contemporane, reprezentând sinteza interdisciplinară a stilurilor
și direcțiilor care au marcat dezvoltarea culturii române în ultimii ani. La acest proiect participă Anastasia Gavrilovici, poetă, traducătoare, critic literar, Petra Binder, coregraf, dramaturg, dansatoare, Ada Galeș, actriță, Teona Galgoțiu, poetă, artistă vizuală și multimedia, Flavia Dima, critic de film, artistă vizuală, Robert Gabriel Elecheș, poet, traducător și performer, și curatorul proiectului, George Pandra, compozitor și producător de muzică electronică. Principalul scop al proiectului este acela de a pune în lumină trei fețe ale individului izolat în timpul pandemiei. Izolarea ca mamă, izolarea ca soție și cetățean al unui oraș, mai mult interior decât exterior. Folosindu-se de instrumente precum poezia, dansul, actoria și, nu în ultimul rând, muzica, cele trei poeme au fost create în așa fel încât să aducă la suprafață trăirile coagulate ale tuturor autorilor implicați în acest proiect. Înregistrările videopoemelor vor fi prezentate publicului luni, 24 august, miercuri, 26 august și vineri, 28 august. Ziua limbii române, Ziua națională a limbii, limba noastră sau limba noastră de stat. Astfel a fost denumită ziua de 31 august în Republica Moldova la Chișinău. După Marea Adunare Națională de la Chișinău din 27 august 1989, în care sute de mii de moldoveni au cerut proclamarea limbii române ca limbă de stat și revenirea la grafia latină, la 31 august 1989, Sovietul Suprem al RSS moldovenești adoptă legea prin care se conferă limbii moldovenești statutul de limbă de stat. Se hotărăște de asemenea printr-o altă lege abandonarea grafiei chirilice și revenirea la alfabetul latin. De atunci, Ziua Limbii Române se serbează la Chișinău prin mai multe manifestări organizate de primărie, Ambasada României și diferite instituții culturale. În acest an, Institutul Cultural Român Mihai Eminescu de la Chișinău, în colaborare cu Consulatul General al României la Bălți și Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei, organizează un concurs online de poezie și proză adresat tinerilor iubitori ai limbii române. Concursul este intitulat după un vers al lui Nichita Stănescu, Limba română este patria mea, și se adresează tinerilor din Republica Moldova, cu domiciliu în Republica Moldova, și are două secțiuni, elev de școala generală, ciclu gimnazial, și elev de liceu și studenți. Jurul este compus din academicianul Valeriu Matei, directorul ICR Chișinău, Petrișor Dumitrescu, consulul general al României la Bălți și scriitorul Jacques Flora, și urmează să acorde 3 premii și 3 mențiuni la fiecare categorie. Câștigătorii concursului urmează să fie anunțați luni, 31 august 2020, pe conturile de Facebook ICR Chișinău și pagina oficială a Consulatului General al României la Bălți. De altfel, ziua de 31 august, Ziua Limbii Române, este sărbată în foarte multe locuri și diaspora sărbează această zi. Eu am ales ca simbol sărbarea ei în Republica Moldova, dar vă invit să urmăriți toate evenimentele care vor fi făcute în diferite țări pentru o zi atât de importantă cum este Ziua Limbii Române. Cu aceasta, această ediție a emisiunii Rețete Culturale se încheie aici. Următoarea emisiune va avea loc sâmbătă, 5 septembrie, ora 21, ora României. Până atunci, vă invit să ne scrieți pe pagina de Facebook și să fiți în dialog cu noi.